Indiciile pe care m-a ajutat pe mine să înțeleg cartea Apocalipsa au fost ca să înțeleg scopul acestei cărți. Și scopul a fost despre venirea lui Hristos. Când va veni venirea lui Hristos? Și anume, ce trebuie să ne preocupe pe fiecare dintre noi? Spre ce trebuie să ne orientăm noi, să ne ațintim noi privirile atunci când l-am cunoscut pe Hristos și noi devenim Biserica lui Hristos? Ce îndemnuri avem noi de învățat din această carte despre biserică? Și anume că biserica în acest moment este chemată spre pocăință, spre sfințenie și această acțiune trebuie să fie continuă și nu doar o singură dată. Și ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să ne cercetăm, să facem revizia vieții noastre și atunci noi vom înțelege cu desăvârșire ce are Dumnezeu să ne spună fiecare dintre noi. Astăzi este ziua 353 și am citit din Ezra, capitolul 4, versetul 6, până la capitolul 5, versetul 17. Am citit din Apocalipsa, capitolul 11, versetul 1 la 19. Și am citit din Psalm, capitolul 145, versetul 1 la 7, acolo unde David se roagă și mă șochează ori de câte ori citesc rugăciunile lui David. Simplitatea lui de a scrie, sinceritatea cu Dumnezeu în discuțiile lui și sunt încurajat ca și eu să mă rog ca să meditez la ceea ce îmi vorbește cuvântul lui Dumnezeu și ca în toate lucrurile și în toate acțiunile să vadă acțiunea lui Hristos și nu a mea. Dacă am greșit cumva să-mi cer iertare, să nu-mi fie rușine, fiindcă lucrul acesta nu este de la Dumnezeu. A-ți cer iertare și acțiunea iertării este de la Dumnezeu. Și dacă cumva ești într-un conflict cu cineva, este timpul să-ți ceri iertare, să mergi mai departe, fiindcă la aceasta ne cheamă Hristos pe fiecare dintre noi și aceasta a încercat David să ne transmită. Astăzi, în cartea Ezra, este o carte unde poporul evreu a fost Iuda, anume, și Ierusalim a fost trimis înapoi din robia medo-persană ca să restaureze, să reconstruiască templul lui Dumnezeu. Și anume reprezintă conflictele și problemele cu care ei s-au întâmpinat în momentul ce ei încercau să reconstruiască templul lui Dumnezeu, măcar că a primit de la Cir această indicație, și anume că lui Dumnezeu i-a vorbit lui Cir ca să dea acest ordin poporului iudaic să meargă la Ierusalim să restaureze din nou cetatea și templul, și în momentul ce ei restaurau, deja s-a văzut Dare, a văzut un alt împărat a Imperiului Medo-Persan, a văzut că ei reconstruiau templul și începeau să primească putere și vedeau că nu plăteau bir pentru aceasta. De aceea a spus ca ei să nu mai construiască, să se oprească la momentul unde sunt ei și să se ducă înapoi și să se oprească din lucru. Dar interesant că evreii nu s-au oprit aici. Ei au înaintat petiții și au spus că Cir și a dat ordinul acesta și noi îndeplinim ceea ce a spus Cir. De aceea facem lucrarea aceasta. Și vedem că totuși și învățăm din lucrarea pe care Dumnezeu o face prin oameni, este important ca să lucrăm, ca să persistăm în ceea ce facem, ca să aducem la bun sfârșit lucrarea lui Dumnezeu care ne-a încredințat-o fiecare dintre noi. Dacă ne uităm astăzi la textul din Apocalipsa 11, unde explică ce se întâmplă cu acești doi martori, cine sunt acești doi martori a lui Dumnezeu, care vin și mijlocesc înaintea neamurilor, care le s-a dat o putere mare ca să oprească și ploaia și vântul și orice dușman să-l distrugă din fața lor. Și anume aveau aceste argumente, aceste dovezi de a transmite lumii acestea și împărăției acestea tot pe limbajul lor ceea ce vrea Dumnezeu, dar interesant că nici atunci ei nu au avut urechi să vadă și ochi să vadă și urechi să audă. Ceea ce cred eu despre acești doi martori, eu cred că ei sunt în vor fi, deci a spune despre perioada că ei vor fi timp de 3 ani și jumate, vor fi și vor mărturisi despre puterile minunate a lui Dumnezeu în mijlocul neamurilor
Și după 3 ani și jumate va veni satana și îi va distruge, va război și îi va câștiga. Eu cred că sunt Ilie și Moise și anume spune că ce fel de acțiuni vor face ei, așa cum este menționată acea Sodoma și Egipt și minunile care sunt, dacă ne aducem aminte despre minunile și semnele pe care le-a făcut Dumnezeu în mijlocul egiptenilor și în Sodoma și Gomora și transmițindu-le adevărul că ei trebuie să creadă în Hristos. Și ce se întâmplă atunci când tu nu crezi în Hristos? Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat cu Sodoma? Ce s-a întâmplat cu Egipt? A fost ruinat, a fost distrus din cauza că ei au curvit cu alți dumnezei. Suntem chemați mai mult decât să percepem cine sunt aceste persoane, când se va întâmpla. Și vedem că toate lucrurile, acțiunile acestea se întâmplă când îngerul al șaselea sună din trâmbițe și anume că aici cu acești doi martori și lucrarea care se întâmplă aici se termină a doilea vai. Eu aleg să nu iau la figurat acțiunile din Apocalipsa, ci să le iau direct, așa eveniment cu eveniment care se întâmplă. Și am văzut că dacă bisericile care le-a fost dat să înțeleagă acest mesaj, înseamnă că și noi suntem în stare să-l înțelegem. Și dacă îl vom pune eveniment după eveniment, vom înțelege ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi și care este scopul, de fapt, acestei cărți. Scopul acestei cărți este ca să ne pregătească pe fiecare dintre noi de venirea lui Hristos. Nu este ca noi să ne facem, batem din... să vedem ce lucruri se întâmplă mai în ceruri, ce lucruri se întâmplă pe pământ, sub pământ. Scopul bisericii este ca să se pocăiască, ca să se înțească, să fie gata de venirea lui Hristos. Dar pentru lume aceasta este o dovadă, pentru neamuri, o dovadă clară, eveniment cu eveniment care se întâmplă. Și astăzi, anume în capitolul 11, după ce îngerul a rupt de ceata a șasea, s-au întâmplat pentru prima dată evenimentele în ceruri, pe pământ și sub pământ, de unde a venit fiara și a răzbuit cu acești doi martori. Eu vă doresc o zi bună, stați alături și ne vedem mâine.